Polițiștii desfășoară activități pentru găsirea unei tinere în vârstă de 14 ani din municipiul Fetești, județul Ialomița, instituționalizată în centrul de plasament Sfântul Ștefan din Comuna Perișoru. În data de 28 ianuarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția minorei Ilie Oana Victorița, în vârstă de 14 ani, care aflat în vizită la bunicul ei din Comuna Borcea, județul Călăraș, a plecat voluntar de la domiciliul acestuia și nu a mai revenit în centrul de plasament Sfântul Ștefan din Perișoru. Polițiștii au demarat de îndată verificările și investigațiile pentru găsirea persoanei dispărute, fiind pusă în urmărire. Semnalmente, înălțime 1,65 m, 50 de kg greutate, constituție atletică, păr șaten, față ovală și o căprui. Nu se cunoaște vestimentația acesteia la momentul dispariției. Cetățenii care pot oferi informații ce pot duce la găsirea persoanei dispărute sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze la numărul de telefon 112.